am revenit și avem pe masa noastră, în platoul Campus TV, acest subiect drag nouă și ceea ce leagă creștinii, în special, evenimentul morții și învierii Domnului Isus. Da, aici este un alt aspect, o să-l atingem și pe acesta. Discutăm împreună cu domnul pastor Adelin Costache, discutam și înainte de pauza de publicitate, despre modul în care evreii, dar în special atunci când Domnul Isus a apropiat de finalul lucrării sale pe pământ aici, modul în care a sărbătorit Paștele. Paștele, simboluri și semnificații, acesta este titlul subiectului nostru, cum a sărbătorit Domnul Isus și cum a rămas. Și de ce n-au consumat alcool? Ați spus înainte de pauză și poate mai putem sublinia încă o dată lucrul acesta. Da, alcoolul pentru iudei era întotdeauna, era simbolul, fermentul era simbolul păcatului și la sanctuar, încă din cele mai vechi timpuri, preoții nu aveau voie să consume alcool. Se mai întâmpla ca prin poporul Israel să se consume alcool, Asta înseamnă că dar era asta nu înseamnă că era permis și că permis Dumnezeu și accepta lucrul acceptat și ăsta. în niciun caz atunci când trebuia aduse la templu jertfe Și de băutură și de mâncare, în nu cadrul se unei aducea, sărbători, de exemplu, nu. nu se aducea vin fermentat. Da. Iar Mântuitorul, chiar și în Evanghelii vedem lucrul acesta, le spune de multe ori ucenicilor că puțin a luat dospește toată plămădeala. Ce înseamnă? Adică numai puțin, dacă ai ferment, se strică tot ce ai, indiferent cât Toată de simbolistica. toată simbolistica, toată Da. Evanghelia acestui mesaj pe care Hristos îl predica. De aceea n-avea cum să sărbeze așa, pentru că ar fi strigat simbolul, ar fi însemnat că Iisus este păcătos. Dacă Hristos e păcătos, atunci n-avem niciun mântuitor. Da? Hristos murea doar Da. pentru păcatele lui, nu și pentru ale noastre. Aceasta este adevăratul simbol în spate, semnificația în spatele Da. acestor simboluri. Cum a rămas și cum se celebrează astăzi? Cum este corect? Ce se găsește astăzi în creștinism, în cadrul acestei sărbători? Care sunt unele, știu, tradiții introduse, obiceiuri introduse și cum ar trebui să fie? Acum vorbesc strict pe ce descrie Biblia cu privire Sigur, la da. Paște. Paștele trebuia sărbat cu miel înainte de jertfa Mântuitorului, pentru că mielul anticipa ceea ce urma să devină. Nu uitați că la sanctuarul iudaic se aduceau jertfă miei, unul dimineața, unul seara, La apoi jertfa, la jertfa continuă. da, Apoi, când un izraelit necurmat. păcătuia, venea și aducea pentru păcatele respective un miel, mărturisea păcatele pe capul lui și în locul lui murea mielul respectiv. Ceea ce Atâta era tot o vreme, tot o simbolistică, da. simbolistică a jertfei Mântuitorului, atâta vreme cât priveau înainte la ceea ce urma să se întâmple, ei sărbau cu un miel. Odată ce jertfa a fost adusă, cum spune Apostolul Pavel în epistola sa către evrei, odată pentru totdeauna, și el acolo explică de ce sângele miilor și taurilor nu curățește, ci sângele lui Iisus Sau cum curățește spunea de orice Pavel de păcat. asemenea tot aici, umbra lucrurilor viitoare, adică Exact, Hristos da? care avea să vină ca Da? miel al lui Dumnezeu, Exact, da. erau doar o umbră, nu se întâmpla cu adevărat transferul de păcat. Acum, odată ce continui să serbezi Paștele cu miel, înseamnă că tu nu crezi că Hristos a venit și a murit, ci aștepți încă în viitor un miel care să vină și să moară. Sau că unii spun cred, dar practică în modul Da. acesta. Acum, dacă vrei să mănânci miel de Paște, nicio problemă, îl mănânci de Și Paște, miel îl și mănânci și în altceva. august, îl mănânci și când vrei tu. Da. Dar dacă mielul respectiv are o semnificație religioasă, este legat de sărbătoare într-un fel anume simbolistic, atunci asta este clar o reminiscență iudaică, da? Este iudaism rămas în sărbătoarea aceasta. Și dacă serbesc cu miel, atunci de ce nu serbesc și cu azimi? Adică dacă tot iei simbolul ăsta cu mielul, trebuie să iei și azimile, pentru că iudeii nu serbau niciodată mielul pascal fără azimi, fără pâinile acelea nefermentate, da, turtele acelea și apoi cu ierburi amare.
Da, aici adică trebuie, dacă e împrumutat tot simbolul, mergi cu el până la capăt. Faci totul, dar da. Dacă mergi cu el până la capăt cu tot simbolul iudaic, trebuie să aștepți în continuare, cum așteaptă și evreii astăzi, un Mesia care să vină în viitor. Pentru că ei nu l-au acceptat pe Hristos ca Mesia care ridică păcatul lumii. Apoi, de-a lungul secolelor, în tradiția creștină au intrat tot felul de practici care nu aveau nimic de a face cu sărbătoarea. Ca de exemplu? Vorbim astăzi despre ouă roșii, despre chiar și despre de iepurile și cum, de Paște. Da, iepurașul. Iepurașul, da. Bine, iepurașul. Este vreo legătură, vorbind real, acum că într-adevăr sunt, chiar fac bine, spunea cineva, ne face bine, ne simțim bine când, dar întrebându-ne și să găsim explicații, ce a fost ceva real în aceste aspecte, în aceste tradiții, de ce le facem? Nu știm exact cum sărbau creștinii în primele secole. De fapt, sunt puține date, dar nu foarte multe. Biblia descrie, dar nu în detaliu foarte mult. De exemplu, la baza acestor obiceiuri cu ouălele, cu roșii, cu... Cu ouăle roșii sunt mai multe legende, că nici aici nu există o singură legendă. Sunt mai multe legende. Una spune că Maria, atunci când a venit la crucea Mântuitorului, a venit cu un coș cu ouă și sângele Domnului Iisus s-ar fi scurs în timp ce Maria plângea la piciorul crucii pe ouăle respective și s-au înroșit ouălele. Și de atunci creștinii au privit lucrul ăsta, dar observați că aici dintr-o dată se prind niște superstiții anume. Apoi alte tradiții spun că ar fi fost acolo și un cocoș. Alții spun că de fapt fariseii au făcut un fel de glumă pe seama Mântuitorului. Dacă timp ce stăteau la masă acolo, ar fi mâncat un cocoș și aveau ouă pe masă și au zis: când cocoșul acesta se va ridica și când ouăle acestea vor fi roșii, atunci va învia Hristos, că și-ar fi adus aminte de ce a zis el. Și exact în momentul acela ouăle s-au făcut roșii și cocoșul a înviat și a început să dea din aripi, da? Niște povești de genul acesta pe care Biblia nu le descrie, ele sunt niște legende populare care s-au agățat de sărbătoarea Paștelui și a ajuns până la noi astăzi. De ce? Pentru că întotdeauna în dezvoltarea dogmei și a liturgicii creștine s-a mers după regula aceasta: închinarea definește credința. Practica, ritualul definește credința, nu invers. Și de fiecare dată când un popor aducea din folclor un anume obicei, prin faptul că aducea obiceiul acela și se închinau după obiceiul acela, obiceiul dicta credința. Și de aceea au intrat atât de multe obiceiuri care s-au prins de-a lungul acestei sărbători. Ce este interesant e că s-a prins în funcție de regiune, pentru că nu toate regiunile au aceleași legende. Sau toate țările, da. E așa. Iar în ceea ce privește iepurașul, chestia asta e mult mai străină, pentru că ea se dezvoltă undeva în folclorul german. Popoarele germanice, da, triburile germanice credeau într-o zeiță pe nume Eastern sau ceva de genul ăsta, de aici termenul Easter pentru Paște în limba engleză și în limbile anglosaxone, era o zeiță a fertilității. Iar iepurașul, cum e cunoscut ca fiind celebru, celebru pentru fertilitate, da, cum e vorba românească, zice, te mulțești ca iepurii, da? Pentru că era simbolul acesta al fertilității, care era legat de primăvară, de învierea naturii și de înmulțirea, de polenizare, da. Și așa mai departe, sărbătoarea aceasta, motivul acesta păgân, a intrat în creștinism. S-a atașat sărbătorii creștine. Pe lângă sărbătoarea aceasta. Și s-a atașat în luteranism, în protestantism. Cumva a intrat pe linia copiilor, că iepurele ar fi fost un fel de judecător care ar fi venit, cum vine de Crăciun, Moș Crăciun, așa ar fi venit iepurele de Crăciun cu un fel de sarsana pe umăr, în care aducea ouă de diferite culori. Și atunci dădea cadouri ouăle respective la copiii care au fost cuminți. Chestia asta a mers în America și în tradiția americană s-a dezvoltat mai mult și pe influența aceasta comercială a ajuns și la noi. Dar nu știu cât de mult a intrat în tradiția românească propriu-zisă, religioasă, treaba asta cu
cu ieporile. Dar iată că peste tot vedem iepurași și ouă de ciocolată și așa mai departe. Iată, bun, ceva ceea ce știm, vedem, se practică, cum am spus, în cadrul acestei sărbători. Astăzi, da, este o sărbătoare aceasta, fără doar și poate. Vedem cât de mult s-a păstrat din originalitatea ei, adică așa cum Iisus Hristos a lăsat să fie, cât de mult s-a mai păstrat și cât de mult este, tu numi, nu știu, obiceiuri sau tradiție, sau cum putem să-i spunem, cât de mult s-a mai păstrat. Și aici mă gândeam și la un aspect. Și chiar ați amintit ceva, o nuanță. Este un cadru liturgic, adică un cadru bisericesc, un cadru de închinare, acolo unde poate unii creștini spun, bine, la biserică este altceva, iar acasă suntem o familie, așezăm pe masă cozonac, o prăjituri, iepuraș, pască, miel, vițel și cozonac. Altceva. Da, putem așeza. Bun. Care este, nu știu, cadrul în care să se respecte și cum să se respecte cu adevărat sărbătoarea Paștelui? Chiar dacă ați mai amintit, dar simt nevoie așa să mai subliniem acest lucru și un cadru, cum am spus, este unul bisericesc și unul, nu știu, familiar. Cum am putea să facem distinția și cum să rămână biblic vorbind, acum, bineînțeles. Fiecare creștin poate să își pună pe masă orice dorește. Adică n-ar fi. Dar nu e o problemă treaba asta, exact. Și faptul că se serbează și oamenii se bucură de tot felul de bucate cu ocazia acestei sărbători, este un lucru bun. Dar poate e bine și să știm ce are legătură și ce nu are legătură. Exact. În momentul în care încep să se confunde lucrurile, adică semnificația religioasă, în semnificația religioasă încep să fie introduse tot felul de legende doar pentru a se justifica anumite lucruri. Adică e introdusă legenda asta cu coșul cu ouă, e introdusă treaba asta cu iepurile doar pentru ca să... Deja în cadrul religios sunt justificate aceste obiceiuri comerciale și mai departe. Deja când sunt justificate în cadrul religios, ele umbresc sărbătoarea. De ce umbresc sărbătoarea? Pentru că nu mai rămâne Hristos în centru. La urma urmei, Paștele simbolizează jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos. Este Iisus ca substitut. Moare El în locul nostru. Și ăsta trebuie să fie centrul. La urma urmei, asta serbează creștinul când merge la biserică. Hristos a murit, apoi se cântă, da, Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând, despre El e sărbătoarea. El ar trebui să fie în centru. Și mă bucur că în ciuda acestor lucruri care au intrat și-au făcut așa loc pe ușa dândos în această sărbătoare, totuși, dintre toate sărbătorile creștine, sărbătoarea Paștelui încă îl mai păstrează, nu 100%, dar un procent destul de important, pe Hristos în centru. Mă bucur că nu se rostește ceva de iepuraș, ci se vorbește în salut. Da? Hristos a înviat. Da. Și chiar mă bucur când creștinii răspund înapoi. Adevărat a înviat. Da, este un aspect ușor de observat și chiar binevenit. Și stăm și mă gândeam, fie că vorbim de naștere sau de jertfa Domnului Iisus Hristos, ce implică atât moarte cât și învierea sa, cum a spus, oamenii creștinii chiar cred lucrul acesta și își schimbă atitudinea și voiam să discutăm un pic și aspectul acesta pe scurt, că nici timp mult nu avem. A spus foarte clar și nu mai revenim asupra acestor aspecte, adică simbolurile sunt foarte bine așezate și definite în Scriptură. Chiar Domnul Iisus Hristos procedează în același mod și se face și voi la fel. Adică pâinea nedospită și mustul fără ferment, acelea sunt simbolurile, cum chiar el spune în Matei 26, în Evanghelie, reprezintă trupul și sângele său pentru iertarea păcatelor. Apoi, ce se întâmplă revenind chiar la săptămâna numită Săptămâna Mare? Uh-huh. Poate așa nu întreacă să vedem cum se pregătesc creștinii, unii creștini astăzi, vis-a-vis de data Paștelui pe care îl serbează, da? Apropo și de dată, să vorbim și de lucrul acesta, e o dată anume, se știe când, cum să se ține cont de lucrul acesta și cum se pregătesc creștinii și vis-a-vis și de ceea ce s-a întâmplat atunci în lumea politică, chiar în momentele acelea. Aș vrea să fiu cât mai scurt posibil. Sunt cam două întrebări, da. Legat de dată, la Conciliul de la Nicea în 325, creștinismul, că era o singură biserică creștină atunci, a decis data Paștelui
ca fiind prima duminică după prima lună plină după echinocțiul de primăvară. Și lucrul ăsta a mers o perioadă bună de timp. Problema a fost că din cauza calendarului iulian, care nu era foarte bine reglat astronomic, sărbătoarea rămânea cumva puțin în urmă. Și însuși calendarul iulian fusese reformat în așa fel încât s-au trezit pe vremea romanilor în 46 înainte de Hristos, când Iuliu Cezar, că de-aia se numește calendarul iulian, a trebuit să facă reforma aceasta și a instaurat un an de 440 și ceva de zile, pentru că se serbau sărbătorile secerișului în iarnă. Atât de mult se decalase, pentru că nu calculau foarte bine astronomic. Calendarul religios, exact. Și calendarul... Da? Nu calculau foarte bine în funcție de rotația Pământului, nu știau să calculeze foarte bine. Se decalase foarte mult și el a instaurat anul acesta numit și anul confuziei și pe calendarul acesta au mers înainte. Însă, în timp, nici acesta n-a fost perfect. A fost decalajul mai mic, dar tot s-a făcut un decalaj. Și au intervenit și... Ăsta a fost un factor. Un alt factor a fost și schisma, da? În 1054 s-a separat biserica răsăriteană, care a primit și numele de ortodoxă, de biserica occidentală, catolică. Prin 1582, Papa Grigore al XIII-lea a reformat calendarul iulian, a tăiat 10 zile din calendar. În așa fel încât să-l readucă înapoi. De aceea, în momentul în care se stabilește data Paștelui, fiecare calculează data Paștelui în funcție de un calendar anume. Și unii calculează pe calendarul iunian, alții calculează după calendarul gregorian și de aceea diferența aceasta de date. Acum, în Biserica Ortodoxă Română, chiar între români există diferența aceasta de dată, pentru că sunt unii care merg pe rit vechi, da, cum se spune, da, și țin Paștele rit vechi. Da, iată cum dintr-o dată s-a fărâmițat toată această înțelegere cu privire la data aceea. Sunt motive de conștiință, dar sunt și motive politice implicate. Un aspect de, moralitate în special, da, aspectul acesta. Este și acesta important. De autoritate mai mult. Da. Cine de cine. Vorbeam de pregătiri pe scurt. Ce pregătiri și ce ar trebui să avem cu adevărat în vedere când vorbim și sărbătorim Paștele? Păi, sărbătoarea Paștelor începe cu mult înainte, cu 40 de zile înainte, cu postul așa numit al Paștelui, și creștinii țin Paștele acesta. Și aici diferă foarte mult, că în Bucovina se ține într-un fel, în Moldova într-un alt fel. Dar ceea ce aș vrea să subliniez aici... Nesănță corect, ce ar trebui să se aibă în vedere? Să producă, de fapt, evenimentul acesta? Evenimentul acesta, fie că îl ții la o dată sau la altă dată, el ar trebui să-l aibă în centru pe Hristos. Da? Și fiecare sărbătoare, fiecare lucru pe care îl faci, când te duci la biserică, asculți Evanghelia, să fie în centru Iisus Hristos. Poate am putea spune aici că nu doar atunci, dar nu în doar special... atunci, da. În mod special atunci, dacă și așa noi românii, dacă ne uităm așa, cam atunci e biserica plină, cea mai plină. Asta și datorită faptului că Paștele are o semnificație importantă în Biserica Ortodoxă. Ea este, sărbătoarea Paștelui este culminarea anului liturgic. Se încheie un an liturgic și începe un alt an. Iar noaptea învierii este, de fapt, ultima slujbă cea mai importantă a anului liturgic în calendarul ortodox. Însă, lucrul cel mai important în toată sărbătoarea aceasta este să privim la ce semnifică ea. La mielul care a fost jertfit, la Hristos care este Paștele nostru, care a murit pentru noi. Și cu privire la lucrul ăsta aș vrea să vă citesc câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 5. Ce spune Apostolul Pavel despre Paște? El zice așa: curățați drojdia veche, da? Fermentul, păcatul, ca să fiți un aluat nou, fără drojdie, cum de fapt și sunteți, întrucât Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Așadar, să sărbătorim nu cu drojdia veche, nici cu drojdia răutății și ticăloșiei, ci cu azimile sincerității și adevărului. Foarte la subiect. Asta ar trebui să fie Paștele. Hristos în centru, iar în simbolul acesta, în Hristos, să privim exact ce este El. Da? Pâinea fără aluat, fără ferment, care reprezintă o viață curată, o viață plină de speranță,
lăsăm la o parte păcatul, vrajba, să fie relații, să fie relații împăcate, reconciliere, da. Să ne mărturisim păcatele, să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că într-un final asta este, îl sărbătorim pe Hristos care a ridicat păcatele noastre și El ne este Mântuitor. Da. Acum, da, în concluzie, care ar fi cea mai mare binecuvântare ce ar trebui să pe care să o primim sau pe care să o așteptăm în acest context, când într-un cadru liturgic, apoi în familie sau între noi ca oameni, cea mai mare binecuvântare pe care să o primim în cadrul acestei sărbători? Cea mai mare binecuvântare ar trebui să fie pacea. Ne oprim după, alergat după tot ceea ce facem și uitându-ne la simbolul Iisus Hristos, nu doar la moartea Lui, dar și la învierea Lui, avem speranță, cum spune Apostolul Pavel. Da? Pentru că dacă Hristos a înviat, și voi veți învia. Da? 1 Corinteni 15, nu mai deschid acum Scriptura, capitolul 15, vorbește despre faptul acesta că neputrezirea, trupul acesta care putrezește va trebui să fie înviat în neputrezire. Și aceasta este toată simbolistica. Hristos care moare pentru păcatele noastre, dar nu rămâne mort. El aduce speranță. Aduce speranța că așa cum El a înviat, așa vom învia și noi. Și crezul spune lucrul ăsta, da? Mărturisim învierea și faptul că într-o zi se va reîntoarce, iar cei care au murit în Hristos vor fi și ei înviați. Asta este, în concluzie, ceea ce ar trebui să luăm din sărbătoarea aceasta. Pacea faptului că pentru noi a murit altcineva, și păcatele iertarea, noastre sunt iertate, primite și șterse datorită jertfei Lui, și speranța. Speranța că moartea nu e finalul. Moartea este doar un somn și ea este temporară, dar va veni învierea. Așa cum Hristos a înviat, și noi vom învia. Apreciez această concluzie. Domnule pastor, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate aceste explicații. De fapt, este important să înțelegem această sărbătoare și acest subiect vital credinței noastre. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă ediție pe tema aceasta. Cu drag! Chiar de dimineață am citit câteva gânduri care vorbeau despre acest eveniment și despre ceea ce Iisus Hristos a spus în vremea aceea că prin ce este reprezentat. El a spus la un moment dat așa: eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Și spune așa locul în care am citit: după ce oamenii au fost siguri că au omorât-o, El a luat-o și a replantat-o de cealaltă parte a zidului. A ascuns-o de ochiul vremelnic. Fiecare mlădiță ce aduce roadă constituie o reprezentare vie a viței, căci ea poartă aceleași roade ca vița. Fiecare rămurea va arăta dacă are sau nu are viață, căci unde este viață, este creștere. Există o transmitere continuă a proprietăților dătătoare de viață ale viei și acest lucru este demonstrat prin rodul pe care îl poartă ramurile. Așa cum altoiul primește viață când se unește cu via, la fel păcătosul ajunge părtaș de natură divină atunci când este în comuniune cu Domnul Hristos. Oameni limitați ajung să fie uniți cu Dumnezeul infinit. Practic, aceasta este vestea pe care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne-a adus-o. Noi, oameni limitați, chiar uneori în relațiile între noi, lăsăm ca lucruri mărunte poate să limiteze relațiile, să ne distanțeze, dar Dumnezeu ne cheamă nu doar în cadrul sărbătorii Paștelui, dar în special în acest timp și în cadrul acestei sărbători, să ne aducem aminte că Cel care ne unește între noi chiar și cu El este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și acum pe final vă las în compania unei alte melodii, o altă surpriză, un mic dar, consider eu, ce se intitulează Rugăciune, interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Sunt Florin Ghiță, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă unitate și multă pace. Pe curând!
stropit pe cruce. Tată, mă voi duce la Golgota. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.